Catalogat de unii critici drept omul care a ucis pictura, Marcel Duchamp încarnează ideea de avangardă și de revoltă artistică dusă la extrem. Din operele semnate de Duchamp la începutul secolului al XX-lea rezultă însă că artistul, înainte de a ucide pictura prin gesturi avangardiste, a fost un bun pictor și a produs câteva capodopere ceea ce nu l-a împiedicat să treacă la un fel de cubism impregnat de futurism și să propună la o expoziție de la New York o pânză total avangardistă și insolită, intitulată Nud coborând o scară. Prin această pictură, el a provocat un șoc atât în rândul artiștilor cât și al publicului și, în același timp, lucrarea l-a făcut celebru. Al doilea său gest exploziv a fost când a propus în 1917 tot la New York o operă de artă intitulată Fântâna, care era de fapt un simplu urinal din faianță albă. Gestul produce un teribil scandal, iar exponatul este respins la expoziția Independenților, exact ce dorea Duchamp: șoc și revoltă. În anul 2004, Fântâna a fost votată ca fiind cea mai influentă operă de artă a secolului XX. Artistul era fascinat de tranziție, de schimbare, de încercarea de a defini o A4 a patra dimensiune în artă. Obiectele sale, numite ready-made, devin repede faimoase. O roată de bicicletă așezată pe un taburet sau ilustrata ieftină din 1919, în care artistul aplică cioc și o mustață Giocondei da Vinciene, într-o totală irreverență față de public și de modelul considerat capodoperă. Toate acestea îl transformă în ochii supra-realiștilor, într-un model de artist care s-a rupt de artă în favoarea experienței trăite. În 1923, Duchamp anunță că abandonează definitiv arta pentru șah, obținând titlul de maestru în 1925 și participând din partea Franței la Olimpiadele Internaționale de Șah. În 1952, alături de compozitorul John Cage, ia parte la un performance în care erau redate sunetele pieselor de șah când erau mutate. Un eveniment artistic în timpul căruia toți cei din public au părăsit plictisit sala. La un an după moartea artistului, muzeul din Filadelfia prezintă un mare proiect ținut secret de Duchamp. Spectatorul era obligat să privească printr-un vizor făcut într-o pereche imensă de uși de lemn, descoperind un manechin femeie în mărime naturală, culcat pe un așternut de crengi. În mână ținea o lampă de gaz care lumina un peisaj cu o cascadă. Dintre toate operele sale de artă șocante, aceasta atinge apogeul prin senzația palpabilă de violare a intimității. Încă o dată, artistul care renunțase oficial la artă cu 40 de ani în urmă, afirma post mortem ideea care l-a călăuzit în viață, libertatea nelimitată.